Continuăm Universul Credinței, dragi prieteni, și a venit momentul să aflăm de la părintele profesor Alexandru Barna, de la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, mai multe despre sărbătorile săptămânii a doua din Postul Mare. Orașul Sivas de astăzi, din Turcia, este anticul oraș Sevastia, care în secolul al IV-lea aparținea provinciei romane Armenia. Acest oraș a fost locul unui martiriu deosebit. Istoria creștinismului este în fond o istorie a sângelui credinței, a martiriului oferit lui Dumnezeu de către creștini, nu doar în primele secole până la libertatea oferită de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, ci și după anul 313. În fața unor provocări de curaj, ca răspuns la moartea păcatului idolatriei, prin moartea jertfelnică a credinței, creștinii au spus da și au avut curaj. Prin acest curaj, fără grad de comparație, pentru că este de fapt un curaj în fața morții, au câștigat învierea sufletului și sfințirea. Vreau să ne punem astăzi întrebarea, de unde vine această tărie creștină în fața morții și curajul de a mărturisi până la capăt? Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, Armeniei, sunt un exemplu elocvent pentru ceea ce înseamnă martiriul creștin. Acești martiri au fost soldați aparținând legiunii a 12-a Fulminata. Ei erau stași într-o armată care punea accentul pe o anumită ierarhie politică, cu o organizare centrată pe cultul unui împărat păgân, cult care înlocuia orice căutare corectă a adevărului și o nega. Ideea de ordine sau de armonie realizată doar din perspectivă pământească politică, fără nicio valoare transcendentă, acea valoare a căutării pe care sufletul o face prin credință, nu putea să fie compatibilă cu modul de viață creștin. Acești martiri au suferit într-un mod minunat în anul 324, în partea de răsărit a Imperiului, unde prevederile edictului de la Milano, iată, nu se aplicau. Modul în care au suferit ne arată că martiriul creștin este, de fapt, o lucrare a lui Dumnezeu, cu sfinții săi. Torturile succesive și în cele din urmă, tortura de a fi lăsat să îndure în timpul unei nopți geroase, în lacul înghețat din apropierea cetății, nu au fost lăsate de Dumnezeu nemângâiate. Asupra lor, Dumnezeu a făcut minunea revelării unor cununi de lumină care au arătat atunci prezența Harului Dumnezeu în mărturisirea credinței. Unul dintre ei nu a avut puterea de a rezista până la capăt, ieșind din apele înghețate, dar a fost imediat înlocuit de către un soldat gardian care s-a declarat pe loc creștin, asumându-și chinurile și moartea, dar și bucuria primirii Harului lui Dumnezeu, completând numărul celor 40. Tăria de mărturie este un dar de la Dumnezeu. Cununile pe care le-au purtat Sfinții 40 de mucenici sunt exemplu clar că Dumnezeu nu așteaptă inert curajul nostru în fața morții, ci participă cu darul Său necreat la răspunsul nostru îndreptat către El. Creștinii spun da credinței, fără compromisuri, iar Dumnezeu își arată lucrarea Sa în toate martirajele istoriei.